Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Anul va începe pentru tine cu un sentiment de a fi prinsă în capcană. Cariera și succesul tău se află sub presiune energiilor disonante, care pot provoca iritații serioase. Ai grijă cum reacționezi în jurul datei de 21 ianuarie? Luna nouă adaugă probleme. Încearcă să te adaptezi cât mai mult posibil la circunstanțele predominante, nu lăsa evenimentele neplanificate să te rănească. În ianuarie, te așteaptă unul din două lucruri, fie părăsești barca și te implici în conflictele în curs, fie rămâi calmă și transformi situația în avantajul tău, câtă despre dragoste, dacă lași interesele tale profesionale să preia controlul îți va afecta starea de spirit și vei regreta. Dragoste, în perioada 4 până la 27 ianuarie, încearcă să nu amesteci problemele din domeniul profesional cu treburile casnice. În acest timp, profită de energiile răbdătoare ale lui Mercur în Capricorn. Pe 28 ianuarie, cu sprijinul unei prietene credincioase, Venus te poți redresa în cele din urmă dacă s-a întâmplat ca viața ta amoroasă să fie avută de suferit, ianuarie nu va aduce o mai mare înțelegere sau calm în relația cu tine. Totul va rămâne la fel ca înainte, în ciuda promisiunilor pe care le-ai făcut unora sau altora în noaptea de Revelion. Chestia este că partenerul tău pare să fie mulțumită de toate. Și în opinia lui, numai așa poți realiza ceea ce vrei și dorești. Să te menți în formă bună. O nouă poveste de dragoste este puțin probabil să aibă succes în ianuarie pentru tine. Nu este deloc un fapt că vei putea întâlni pe cineva demn de atenție. Prin urmare, nu ezita să muți atenția către alte nevoi urgente. Dacă nu ești mulțumită de comportamentul copilului tău, în special de nerespectarea regulilor decenței, luna este potrivită nu numai pentru a învăța elementele de bază, ci și pentru a le practica. Amintește-ți să dai un exemplu bun. Sănătatea În ianuarie astrele ți recomandă să fii extrem de atentă în timp ce conduci, călătorești. Chiar și când mergi pe jos trebuie să te comporți ca un pieton responsabil. Fii atentă la starea corzilor tale vocale, acestea pot fi afectate nu doar de o sarcinomare în condiții nepotrivite, ci și de unele boli concomitente. Femeile taur pot începe lupta pentru o siluete frumoasă chiar acum, fără să aștepte sezonul cald, kilogramele și centimetri în plus vor dispărea neașteptate de repede. A treia decada a lunii ianuarie va fi marcată de o îmbunătățire a vremii astrologice, dar potențialul energetic al taurului va scădea. Vei deveni mai vulnerabilă la infecții, viruși, răcel de sezon, banii. Realizările tale profesionale vor fi judecate în funcție de merit, așa că în această lună poți conta în siguranță pe o promovare sau o mărire de salariu pentru merite anterioare. În fața ta se vor deschide perspective interesante, dar pentru a le transpune în realitate vei avea nevoie de perseverență și determinare. Poți începe fără întârziere. La locul de muncă în ianuarie, acordă prioritate unei singure linii de activitate. Dacă sunt mai multe, atunci calitatea performanței tale va scădea din cauza faptului că trebuie să treci de la una la alta. Nu ezita să folosești conexiuni și cunoștințe, acestea îți vor fi cu adevărat utile. Cheltuielile taurului în această lună pot te depăși veniturile. Deci, ar trebui să abordezi mai rațional lista cu ceea ce ai nevoie să cheltui banii. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!